Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Astăzi discutăm despre justiție. Tot mai des în ultima perioadă auzim argumentul că oamenii au obosit să audă despre reforma justiției. Și îi înțeleg. S-a vorbit foarte mult despre reforma justiției. S-a făcut mai puțin, iar rezultatele sunt cu atât mai subțiri. Însă eu nu cred că poți fi indiferent atunci când killerii de la Atrium sunt achitați și se plimbă liber pe străzi, iar o persoană care nu poate să întoarcă o datorie face pușcărie. Justiția trebuie resetată, altă cale nu există dacă vrem ca Moldova să devină un stat dezvoltat, iar cetățenii acesteia să fie liberi și prosperi. Maia Sandu a demonstrat că și în Republica Moldova justiția poate fi reconstruită, iar corupția dezrădăcinată. Începând cu funcția de ministru al educației, a reformat BAC-ul, astfel făcând că notele să nu mai poată fi cumpărate, ci doar câștigate într-un concurs onest. Preluând conducerea guvernului, l-a făcut pe Plahotniuc să fugă din țară, ori acesta știa că va ajunge pe mâna procurorilor. Pe vremea când era Maia Sandu prim-ministru, justiția a început să fiarbă, iar judecătorii, nemulțumiți, în coordonare cu oamenii lui Dodon, s-au apucat să organizeze adunări pentru a-și alege prieteni la CSM. Tot atunci am văzut dosare penale pornite pe numele unor judecători renumiți, iar președintele Curții Supreme de Justiție a și demisionat în acea perioadă. Când corupții au înțeles că resetarea justiției este inevitabilă și că evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor îi va lăsa în final doar pe cei onești și profesioniști în sistem, ori cei care nu vor putea să-și justifice averile vor trebui să plece, când au înțeles că Maia Sandu nu va renunța până nu va pune în funcție un procuror cu adevărat independent, au făcut pact cu Dodon și au dat jos guvernul Sandu. Astăzi aș vrea să vedem ce s-a întâmplat din noiembrie 2019 și până acum. Și vă prezentăm acest calendar. Este calendarul injustiției. Ori de atunci până acum, ce s-a făcut, justiție nu poate fi numit. Din momentul în care Dodon a preluat guvernarea, curățarea justiției de corupție și de corupți a fost oprită imediat. La fel, au fost oprite și dosarele pornite pe numele unor judecători și procurori corupți. În toată această perioadă au fost eliberați din penitenciare o serie de personalități, eliberați înainte de termen, cum este Veceslav Platon, cum este proxenetul Șalun, cum este Coceban, autorul crimei de la Milano, Leșan Alexei, așa numitul Smotreași de la penitenciarul Soroca, Efremenko Andrei, alias Belii Smotreași de la penitenciarul Cricova și alții. Cu așa viteză, revenim la criminalitatea anilor 90. Știm bine că tot în această perioadă au fost achitați și luptătorii K1 pentru omorul de la Atrium. Pe dosarele importante de rezonanță, cum este furtul miliardului, dosarul Shore, finanțarea din Bahamas, vestitul cu loc, nu se mai aude nimic. Ancheta și judecata pe cazul Botnar au fost cu maestrie secretizate, într-o mare bătaie de joc față de cetățenii acestei țări, ori noi nu am mai întâlnit așa ceva. Astfel au fost reluate schemele, furtul banilor publici și continuarea sărăcirii populației. Din noiembrie până acum, Dodon s-a îngrijit să numească în funcții cheie oameni compromiși și docili. Vlad Klima și Tamara Kishka-Doneva sunt doar două dintre aceste exemple. A pus noi membrii CSM astfel încât să-și asigure controlul total asupra sistemului judecătoresc. În același timp, oamenii integri nu au avut trecere la ei,
Și unul dintre exemple este Viorica Puică, un judecător demn de funcția la care aspira. Plahotniuc și-a bătut joc de această țară, transformând justiția într-o unealtă împotriva oponenților, împotriva oamenilor de afaceri și a cetățenilor nevinovați. Dodon a preluat această schemă punând oameni compromiși și docili în funcții cheie, fiind interesat doar să-și acopere ilegalitățile și să continue furtul banilor publici. Dodon nu doar nu vrea să reformeze justiția, el nu poate. Unu, din cauza incompetenței sale, și doi, însă cel mai important, din motiv că el va fi printre primii pe banca acuzaților într-o justiție cu adevărat independentă. Este greu să ne imaginăm unde vom ajunge dacă continuăm în această direcție. Cert este însă că putem face o schimbare. Putem alege în fruntea țării un președinte pentru care reforma adevărată a justiției este prioritatea numărul 1. Un președinte care prin comportamentul propriu și prin acțiuni hotărâte va promova integritatea și profesionalismul în justiție. Acest președinte este Maia Sandu. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări. Nu sunt întrebări. Vă doresc o zi frumoasă.